Hey, Kung Lao wristbands looking like a hitman, but a nigga tryna hit a lip, man. Took her to the bathroom, fuck her through the zip, man. Left her leg shaking like the crib dance. Who that at the front don't think that that's a crib, man. Pay that man a total no tip, man. Pacquiao pack, got my eyes low, it, man. Now I'm on go, let the rip, man. Aceasta este backstage la cântecul lui Demi. Go, 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 where's the go, 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 where's the Ricky Bobby, shake it, babe, fast lane, okay, ay. Salutare, dragi prieteni! Acesta este un vlog, daily vlog, sau nu știu cum să-i spun. Cred că o să adun informații timp de o săptămână și duminică va apărea în fiecare duminică un vlog de acesta nou. Fiindcă dacă cinstit, m-am cam puțin săturat de filmat prank-uri și chestii de genul dat. În acest vlog va fi foarte multe momente interesante, backstage la videoclipul lui Damien, prieteni deschide clubul, un prieten deschide auto-accesorii, numai businessmen și lucruri interesante și câte ceva din viața mea personală și prietenii mei. Vă urez vizionare plăcute, bye bye! Așa, am scos puțin burlăcița la sport. Da, Irina? Cum la aer curat, mai bine? Vezi, dar tu, sală, sală, hai așa la sală. Doamne, așa dansează, așa. Băieții se întrenează, da? Da, da. Nu chiar așa, puțin mai profesional. A scos și cu un sportsmen. Ectel. Ricky, hai vine. Ecă, este sportsmen, sportsmen. Săniac, oleagă. Da, Ricky. Niciodată nu vă porniți să faci sport ca mine, pantaloni albi. Ați vă duceți acasă pantalonii negri. Asta eu vă garantez, o să-i procinte. Așa, dragi prieteni, se apropie și sfârșitul anului și m-am gândit că e timpul să vă fac cunoștință cu acei oameni care au fost cu mine din la început până acum în echipa mea. Salut, eu sunt Irina. Mă numesc Pacrstean. Și numele meu de echipă este Burlăcița. Și de la început îți cumpăr la acum. Dacă sincer, nu e atât de greu, da. Au fost momente care într-adevăr au fost greu, care au pus foarte mult efort. Au fost momente care au fost ușoare. Au fost timp mai plăcut, mai puțin plăcut. Am început cu simplu fotosesie. Adică nu chiar simplu. A fost acolo cât vreo 7-8 fete. După asta am două ședințe foto și eu cu idei, dă să filmăm un video, un prank așa mai frumos. Și eu spun, nu, hai. Cum merge ce mă trebuie? Aici, ești șur. Aveți acelea genere, accesorii, deci trebuie mă accesorii. De exemplu, amortizator și așa mai zice. Dați pomadă, dar și da, da, da. Asta, dacă îți faci o reducere pentru abonații mei care vă urmăriți și ai reducere poți. De exemplu, vii, spui parola, buruacul. Și cu 10, asta 10 și 10%. Scoatem și 20, care îți dau 10, pe așa luăm de simplu. Serios, 20%? Da. Ați auzit 20% reducere, dacă vin oameni, spun parola buruacul, da? Da. 20%. La orice comandă. Yo, yo, yo! Acesta este backstage la cântecul lui Damien. Nu știu cum se numește cântecul, dar s-a aflat toți în curând, fiindcă va deveni hit, mega hit. Ascultați, vorbește vorbi foarte legit. Ребята, я могу говорить про тебя немножко. Давай, где сумеешь спать, тут фильмează, вы фильмаз. Давай, Ник. На отражение. Все. Аша, фасец кунаштинцы, ролу принципал, Демиан. Ролу принципал, ну да, ролу Дима, я тоже кинчику? Пьеса я мя, да. Ce poți spui despre cântec? În primul și în primul rând vreau să spun că ce ține de la zero până la sfârșit, începând făcând piese, clip, e un drum foarte lung, dar interesant, se merită 100%, eu sunt 100% bucuros și chiar fac ceea ce îmi place cu adevărat, sincer. Eu cred că la noi Moldova nimic nu a filmat, da? Și n-ați filmat degrabă. Dima, dar pe-o-ți că tu chelea goală ți-ai știți. Da, măi, mai rătiși n-ați știți.
Представься. Я Саша Лив, хочу в Black Star. И мы туда попадем. Какую роль у тебя сегодня? Я сегодня сижу за, за клипом. Так, давай, работай, работай. И ты работай, понял? За что я тебе плачу? Ты же хозяин, да? Да. Я вот больше плачу. Я Тавройс. Полностью. Да Кейли. Потом пиздец, а после латы Кейли. Очень я Кейли и подарец Гройсу. Ирвина принципалы. Аша, вертеш телефон черп шораш. Аша, dragi prieteni, eu cu burlecița ne-am gândit că dacă acest video adună 5.000 de like-uri, atunci noi în video următor îmbrăcăm absolut în piloței și alergăm prin prejur la brad și sub melodie de dans. În public. Da, dacă adunăm 5.000 de like-uri. Смотри, мы там тонит, там, где мы сейчас Кривоштинского дворе. Все-таки классный клуб, он плащ. А я сам знаю, какая мастер-дой, там, где посуфлит еще на факультет, как атмосфера сфеешь. Кое что? Если я розов, сау рож, когда мы с ним цели. Я из Далтоник, мы там. Ело, качана. Там 2 сутамин, смотри, за сутамин. Да. Ти ж клубы фарт мультимери, да не им фарт тарим. Плащ, лю, лумя сафли, ти дынту салвады кумы. Даша лумику. Эй, значит, мой пациент, когда я мучу, а когда я пациентел, все. Ну, сейчас он как-то пат пузыли конкретно, все. На, он как-то мучу. Вообще дело. Бай, парерия мя клубы, интрадивер, и тари, в прим рынды, и мари, место ли саранжать, тари супер, адика. Пацани, pentru toți care încă mă mai cunosc. Și de că ai canal și ai 2 abonați. Am canal, da. Băi, mai asta am canal cu 2 abonați. Înainte, la Ana. Dar ce filmează canalul? Veniți băieți care cumva m-a sunut, știu că foarte mult. Da, cumva era el popular. Zic, pe baza ajutorului vostru, mă garantez să ce asta, să te cunoască cât de cât puțin lumea. Și eu știu că sunt la muzdător cu pivă. Așa că veniți, o să-mi fie care sâmbăt aici. Și toate întrebările care să le dați, o să vă răspund la asta. Păi stați, ia fuți la bucătărie și stai tu aici. Da, mă, stai! Am lucrat barman în Moscova 3 ani de zile. La noi am comparat din MC Market whisky. Nu era whisky ce am luat, Ballantines. Ну era виски, вообще коньяк какой-то левый. С моей да, Балтура оригинал, интрадивер, виден. Калитатив, супер. Nu pune asta în vlog, ia! A spun! Păi, a să baje! Eu n-am putut, tu ai putut, Irina, care-i secretul, nu înțeleg? De unde am bă, slava Bogu, am prieteni care poate oferi automobile luxoase când am nevoie eu. Mă primul cu Dacia, da, mă primul cu Dacia. Știți de ce? Pentru că nu pun accentul pe automobil. La noi, fiți de acord, la noi toți, wow, dacă are
BMW, X6 și așa mai departe. E tare. Dacă îți primul pe Dacia, îi vai de capul lui. Nu e așa oameni buni. Eu nu pun accent pe automobil, nu pun accent pe mașini luxoase. Pentru mine automobil trebuie să aducă bani în casă, nu să ducă bani în casă. Și să mă ducă, să-mi rezolv chestiile mele. Eu pe zi fac foarte mare kilometraj. Nu știu, eu consider că banii pe care se investesc într-o mașină mai scumpă, mai bine ajut nevoiaș sau investesc în vlogi. Asta e părerea mea. Da, când voi fi mai, poate mai bogat, sper, nu știu, cum va decurge viața, evident, poate voi cumpăra o mașină mai luxoasă. Și tot nu pentru mine, dar pentru că să arăt. La noi așa e în țară. S-au deprins toți că gata, uau, are Porsche, uau, e bogat. Dar el nu știe că Porsche este în credit și nu are un trăit. Hei! Let's go, bro. Let's go. Și în jacuzzi, în jacuzzi și în sfârșit. Acolo da, jacuzzi și lumina de la soare. Am că jumătate de oră mai avem de filmat. Ce clip a făcut? Și am încheiat cu filmările. Și deja ne apucăm de montat, tot ce mai departe, să fie super. Cât timp ați fi gata? Sperăm să fie timp de 2 săptămâni clipul deja gata până lansat. Cam așa duc. Să-l lansez oficial? Sau? Oficial, pe toate platformele, peste tot o să fie. Nu, no, faci ceva parte, vicerin, știi? Posibil, da, o să fac un fel de meeting cu băieții și fetele care au participat la, și nu numai, poate și ceva cunoscut, la oamenii care mi se apropiat, o să-i invit și o să facem așa un mini party, să celebrăm succesul care o să-l avem în momentul acela. Că o să iasă ceva foarte super tare și chiar o să merg în celebrat. Așa, dragi prieteni, ați mai văzut? Garaj în casă, Rolls-Royce-ul meu stă direct în casă. Am început să fac vlogging, mi-a pus un scop. Atunci când voi ajunge popular, voi încerca să transmit oamenilor ceva. Voi încerca, probabil, să schimb ceva în societatea noastră. Voi încerca să motivez tineretul. Asta e scopul meu. Asta e lucru care nimeni nu poate schimba. Nimeni nu poate spune mie, nu filma asta, filmează asta sau invers, sau filmează altceva. Eu filmez ceea ce eu consider că trebuie să filmez, ceea ce eu consider că trebuie să arăt publicului. Cine dorește, înțelege, cine nu poftim, dezabonați-vă și nu vă uitați. Nimeni nu vă impune să vă uitați. Eu sper și sunt convins, fiindcă am primit mii de mesaje cu mulțumire, cu susținere, că bravo, într-adevăr, după ce am privit videourile tale, m-a motivat să fac bine, m-a motivat să ajut oamenii nevoiași. Și las, nu trebuie. Ei, da, las la pățanul făcut. Nu trebuie la pățanul. Unde se vezi la 20 de lei? Fantastic, și așa făcut. La spisanie. Ești liber, vă zăști lești. Hai, filmați cum e dau un manual. Așa știi. Filmați, eu nu, serios, de 10 lei. Да, да. Ну, что тебе стоит? Ну, позорешь. Тебе пойду пиво выиграл. Мишаня, это нормально? Сведешь, браво, с ула, с холостяк. Это нормально? Че? Это нормально? Физишь? Мне не плакут. Într-adevăr, sincer, fără amăjeli, fără... Într-adevăr, de ce să amăjesc? Не плакут, într-adevăr, антуражу, ты... Mai ales că să fii întuneric și cu sfeta muzică, s-a fost cu asta. Da, 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 cu sfeta muzică. DJ, DJ. Муа, мега. Да, давай, дай СВМ, Петру, чем сейчас, чем санатошим, например. Ты, браво. Браво. Это СВМ, Петру, а при чвере? Мишаня, когда с носки дам ее букатаря мяса, кем же ламень не стоит. Ну, ну, бед, ну, бегай, сейчас. Бука.
Ok, e-s fake, mă îmbrac cum doresc. Eu nu-s milionier să mă duc să-mi cumpăr sacou suprem sau așa mai departe, căciulă suprem originală. Nu am atâția bani. Mă îmbrac la posibilitatea mea. Mi-a plăcut cum arată, e ok, am cumpărat-o. Care-i problema? Nu înțeleg. Dacă voi aveți bani de original, poftim, cumpărați-vă original, nimeni nu vă interzice. Eu îmi cumpăr și mă îmbrac cum mie îmi place. Mă frizez cum mie îmi place, mănânc ce și mie îmi place, filmez ce și eu consider trebuie să filmez. Все, băieț, primul shot pașol, merge sambuca. Sunt ca azi să ne îmbătăm. Fie adevărat că am dat 2000 de lei sau că am dat 500 de euro acum în București? Părerea ta? Sau cum am înțeles cu oameni, erau de genul, s-a înțeles cu boschetare. Da, m-am înțeles, am fost și am spus, eu acum să filmăm cum îți dau 50 de euro, după aceea vii și ți iau înapoi, ok? Cum vă echipuiți voi asta? Cum vă echipuiți omul ca să simte? Sau mai fost de genul că i-a dat 3000 de lei, după domnișoara s-a întors, asta în genere, nu știu eu cum poți, domnișoara s-a întors, i-a luat banii din buzunar și i-a lăsat doar 70 de lei. De ce nu i-a lăsat 150, un leu puteți să-i lăs, 70 de lei fix i-a lăsat. Nu-i tare interesant, de ce? Eu de mic copil ca tare fac sport și vreau să spun că, într-adevăr, copiii care anume de mici, da, fac sport, ei nu au timp să îmble cu huliganismul, să lege cu companii de astea care beau, fumează, se străbălează. Chestiile astea o fac copiii care nu au ocupații, care se duc la școală, vin acasă, nu au ce face, ies în drum sau ies în ogradă și încep să destrăbăleze. De aceea îndemn toți părinții care mă urmăresc sau maturii sau copii, faceți sport, ocupați-vă cu ceva, fiindcă atâta timp cât o să aveți ocupație, o să aveți un hobby și o să crești mult mai dezvoltat, mult mai sănătos și mult mai obiectiv. Asta e părerea mea, sincer, vă spun pe propria experiență, fiindcă eu o fac chiar de la 3 ani undeva gimnastică. Mama, ți-aminte, mă duceam braț, mă luam la grădiniță, mă duceam braț la gimnastică. M-a aștepta, după aia mă luam în cea a doua zi la școală și tot așa. Așa că faceți sport, sportul cel mai mic. Mai atent ce comentați, o comentați ceva măcar cu sens, ceva, băi, uite așa și așa, aici nu e ok, părerea mea așa. Ceva, într-adevăr, care să citesc, spun, băi, tu știi, are dreptate. Dar nu, bă, o vacă, chestii de genul ăsta, fake, măi, și așa mai departe. Fiecare părerea lui, fiecare cu ce își permite el. Eu doar vreau ca voi
să înțelegeți. Și vreau să vă spun că acest video cu ajutorul este ultimul video pe care îl filmez unde eu ajut oamenii. Am hotărât mai mult să nu filmez, fiindcă în loc să primesc ceva plăcut, am primit mai mult negativ, aș spune. Mai mult oamenii încercau să caute, prin screen-uri, să facă, că n-ai dat 10.000, ai dat un leu, n-ai dat atâta, xerox, fake, bani falși, așa mai departe. În loc să uite video și spui, băi, da, am să fac și eu bine, sau bravo, ok, el e popular, cred că a filmat ca să transmită la public ceva. Fiindcă noi vloggerii filmăm că să transmitem ceva la public. Nu filmăm că să adunăm milioane de vizualizări, să... Depinde, de fapt, fiecare vlogger cu scopul lui. Scopul meu e normal că să am cât mai multe vizualizări, pentru că cât mai multe vizualizări și cu atât mai mulți oameni văd mesajul pe care eu îl transmit. Cât mai multe like-uri înseamnă că e apreciat video, e apreciată munca. Like-ul spune pentru că omul apreciază munca lui. Înțelegeți? Nu spune dislike pentru că e ciudă sau dă să-i pun dislike, poate s-a oprit din vlogger. Nu! Eu nu o să mă opresc niciodată din vlogger. Niciodată. Pentru că mie îmi place asta. Asta eu fac niște chestii care mie îmi plac. Așa că comentând negativ, asta nu înseamnă că eu as mă lepă de YouTube. Niciodată. O să continui să filmez ceea ce consider eu că e interesant, ceea ce consider că o să transmit ceva publicului. Eu o să continui să vă bucur doar cu videouri interesante mai departe, cu videouri amuzante, experimente sociale și așa mai departe. O să punem la încercare țara noastră. O să facem fel de fel de chestii interesante pentru a transmite către voi ceva, pentru a schimba ceva. Asta e.